și lucrez ca director într-o fabrică de medicamente generice în România. Sunt unul din cei 750 de angajați de aici. Producția de medicamente generice și biosimilare contribuie la creșterea economică, la oferirea de locuri de muncă și, nu în ultimul rând, la creșterea accesibilității pacienților la medicamente eficiente, sigure și de bună calitate. Susțin inițiativa de renunțare la certificatul de protecție suplimentară în Europa, tocmai pentru a asigura livrarea de medicamente accesibile către pacienți, pentru a susține industria de medicamente generice și pentru a contribui la creșterea economică.